Cele mai importante 5 aspecte de care să ții cont atunci când îți cumperi o casă la țară, oriunde ai fi, chiar dacă ești în România sau în afara României. Mă simt cu mine, da? Pentru că o casă la țară trebuie să-ți facă viața mai plăcută și mai ușoară și mai frumoasă, nu să o îngreuneze și să-ți dea bătăi de cap, m-am gândit să vorbim astăzi despre câteva aspecte pe care le consider cele mai importante atunci când cumpărăm o casă. Salut! După cum știi, acum 3 ani ne-am întors în România la o căsuță bătrânească, la o căsuță dărăpânată, cu care n-am mai avut nimic ce să facem decât să o dărâmăm și să construim alta nouă, noi prin forțele noastre, adică Florin, practic, a construit-o. Și acum, recent, după cum știți și după cum bine știți, am mai cumpărat încă o căsuță, cea de lângă noi, tot la fel bătrânească, dar nu la fel de dărăpânată, căci nu a plouat în ea. Și exact despre asta vreau să vorbim astăzi, iar primul lucru, cel mai important din punctul meu de vedere, sunt actele. Fiți atenți la acte atunci când cumpărați o casă nouă. Pentru că la țară este o modă în România ca oamenii să nu aibă actele la zi sau chiar să nu aibă deloc, așa că trebuie să fiți atenți, căci dacă nu are actele la zi, nu o puteți cumpăra. Adică, ce înseamnă asta? Adică să aibă moștenirile dezbătute, totul să fie împărțit între frați sau între neamuri sau între ce-o fi, casa să aibă CF, să fie plătite toate facturile la gaz, la lumină, la orice este de plătit, să fie plătite toate impozitele. Dacă toate acestea sunt la zi, înseamnă că voi puteți cumpăra liniștiți acea casă. Al doilea aspect la care trebuie să fie foarte important este cât de trainică este casa și cât de dărăpânată este. După cum se vede, pereții sunt ok la noi aici. Nu are fisuri, nu se vede lumina de afară, nu e mișcat niciun perete. Aici a fost o infiltrație de apă, nu știu cum și ce fel, dar acum e totul uscat, deci practic pe afară trebuie să mai umblăm și să mai consolidăm ceva. Iar în funcție de cum arată casa, tu vei decide dacă o vei renova sau dacă nu o vei renova. Dacă pereții sunt mișcați, dacă vreun colț este mișcat, dacă ceva e în regulă, clar, trebuie dărâmată. La noi, de exemplu, aici în zonă, casele bătrânești, casele vechi, nu au deloc fundație. Ele sunt făcute pe pietre, stau efectiv pe pietre de acelea mari și țin așa de zeci sau sute de ani, țin așa efectiv. Asta nu înseamnă că trebuie să o dărâmi, dar dacă cumva unul din colțuri este plecat de pe acele pietre, nu mai este ok casa respectivă. Asta s-a întâmplat și la noi cu casa cealaltă, prima pe care am cumpărat-o, și de aceea am hotărât să o dărâmăm, cu părere de rău. Poate te întreb de ce cu părere de rău? Păi e simplu, pentru că aceste case vechi, din punctul meu de vedere, sunt monumente istorice, sunt tezauri. Și cred că ar trebui cât mai mult să încercăm să le protejăm, să le restaurăm, să le facem frumoase. Și vor mai ține încă 100 de ani, pe puțin. Dar e foarte important să nu fie plecată casa de la locul ei. Casa noastră pe care tocmai am cumpărat-o, văd că se ține bine. E ok. Noi așa am decis că o vom renova. O vom face frumoasă. Și o vom face frumoasă și pentru voi. Pentru voi cei care doriți să ne vizitați. Veți putea sta în ea. Treilea aspect important atunci când cumperi o casă nouă este regiunea unde o cumperi. Cumpără acolo unde inima ta se simte cel mai bine. Acolo unde ai inspirație. Acolo unde îți vine să te dai jos din pat dimineața și să privești tot ce e în jurul tău. Noi locuim într-o depresiune aici și avem dealuri de jur împrejur. Avem păduri de jur împrejur și
avem o grămadă de teren ce ne înconjoară, care este plin, plin de grâne. Peisajele nu sunt la fel de frumoase ca cele de la munte sau poate ca cele de la mare, dar noi nu ne-am dorit nici la munte, nici la mare, așa că aici, la câmp, din punctul meu de vedere, este minunat. Vizităm cu drag muntele și marea și îl admirăm și pe unul și pe altul, dar atât. Pentru noi aici este cel mai bine, de aceea spuneam că trebuie să alegi cu inima. Când îți alegi casa, nu alege în funcție de câți bani vei face în zona respectivă, căci dacă ție nu-ți place, nu vei pune energia necesară astfel încât să faci și bani în acea zonă. Așa că alege cu inima și banii vor veni. Al patrulea aspect important din punctul meu de vedere sunt vecinii, așa că înainte să cumperi casa, vorbește cu vecinii din stânga și din dreapta, sau poate vorbește cu toată strada, încearcă să vezi ce fel sunt vecinii respectivi, cum crezi că te înțelege cu ei, cum te primesc în acea comunitate și trebuie să fii primit în acea comunitate. Pentru că, crede-mă pe cuvânt, dacă ai vecini buni, va fi viața ta atât de ușoară și atât de frumoasă și nu-ți va fi urât să te uiți peste gard la vecinul sau la vecina, va fi minunat. Nu știu dacă sunteți și voi pe grupul Muta la Țară, Viața fără ceas, dar vă sfătuiesc să intrați și voi pe acel grup dacă nu sunteți. Și acolo sunt foarte multe povești despre oameni pățiți cu vecinii de lângă ei. Așa că fiți atenți și la chestia asta și fiți atenți și la energia voastră atunci când alegeți casa, căci practic noi atragem lucrurile de care ne batem sau ne ciocnim. Iar ultimul punct despre care vreau să vorbesc este cât de departe este de oraș. Aici fiecare tolerează diferit distanța față de oraș, distanța față de ce ne poate oferi orașul, adică cumpărături, școală, medici, că despre asta este vorba și sunt discuții interminabile despre ne dăm copiii la școală în sat sau nu, despre faptul că dacă ne mutăm mai departe de spital, mai departe de 10 sau 20 de kilometri de spital, vine ambulanța până unde ești și chestii de genul, sunt discuții interminabile. Eu vreau să vă spun experiența mea și experiența noastră. Noi stăm la 40 de kilometri de cel mai apropiat oraș, adică Târgu Mureș, și niciodată n-am avut probleme. Ambulanța la noi în sat ajunge imediat. Deci nu este absolut nicio problemă. Nu am avut niciodată niciun fel de probleme. Nu ne-am simțit niciodată prea departe de oraș, astfel încât să nu putem să ajungem, căci avem mașină. Deci trebuie să vă gândiți și dacă aveți mașină sau nu aveți mașină. Așa că alegerea practic vă aparține. Sunt unii oameni care se mută în primul sat lipit de oraș, ceea ce nu este nimic rău, și sunt alții care se mută în vârful muntelui, poate la 70 sau 80 sau 90 de kilometri de cel mai apropiat oraș, pentru că așa vor ei și le merge bine, pentru că au ales cu inima. Am făcut acest video pentru că foarte mulți mi-ați scris și doriți să vă cumpărați și voi o căsuță la țară. Poate nu să vă mutați acum în ea, dar să fie acolo pentru când veți avea nevoie sau poate când vi se pune vouă pata. Așa că sper să vă ajute. Dacă aveți mai multe întrebări, lăsați-le sub acest video și încerc să revin ori cu răspuns la postare, ori cu un alt video în care să vă răspundem la întrebări, eu sau Florin sau amândoi, depinde. Până data viitoare, mulțumim de vizualizare! Cu bine!